Probabil că inginerii primelor tancuri au fost inspirați de rinoceri, armură spectaculoasă, putere și agresivitate care pot să distrugă tot în calea lor. Cazurile de atac ale acestor animale înspăimântă. Rinocerii, de asemenea, sunt capabili să ne surprindă cu comportamentul și obiceiurile lor. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Rinocerii concurează cu hipopotamii pentru locul 2 în topul celor mai mari animale terestre, după elefanți. Există 5 specii de rinoceri. Cel mai mare este cel alb. Greutatea masculului acestei specii poate ajunge la 4 tone, cu o înălțime de 2 metri și cu o lungime a corpului de 4 metri. Uneori se întâlnesc specimente de rinoceri care ajung la greutatea de 5 tone. Asta înseamnă că sunt mult mai grei decât majoritatea elefanților indieni. Rinocerul negru nu rămâne cu mult în urma rudei sale, dar specii asiatice sunt mai mici. În acest caz, un bivol african a decis să-și compare puterile cu gigantul. Da, acesta este într-adevăr masiv, s-ar părea că este o luptă a unor adversari egali. Totuși, peste câteva secunde, înțelegem că rinocerul practic se distrează. De la început execută mai multe lovituri cu cornul de sus în jos, apoi literalmente îl aruncă pe bivol cu o ușurință de invidiat. Așa putere și greutate îl face pe rinocer un super luptător și el mai are și armura care îi protejează corpul. Pielea groasă să creează ceva de genul unei armuri medievale naturale. Grosimea ei în unele locuri ajunge la 8 cm. Nici o pușcă n-ar putea să facă fața acesteia. Rinocerul african face parte din categoria grea. Este capabil să execute o lovitură foarte puternică. Iată demonstrația perfectă. Rinocerul savurează în liniște masa și reacționează pașnic la mistrețul care s-a apropiat. Observând asta, a mai apărut unul, iar aici răbdarea acestuia s-a terminat. O singură aruncare în aer și un animal de 150 de kg zboară ca o pană. Cu puterea sa, rinocerul l-a dat pe mistreț peste cap ca pe o muscă. Armură, greutate, picioare scurte, se creează impresia că rinocerul este cam lent. Oh, nu, el poate să dezvolte o viteză de aproximativ 45 de km la oră. E cam problematic să fugi de o stâncă în mișcare. Rinocerul nu vede prea bine unde aleargă, căci se orientează prin miros, cu așa putere pe care o deține. Însă nu trebuie să-și facă griji pentru asta. Trebuie să-și facă griji cei care se află în calea lui. Chiar și stând într-un SUV, nu trebuie să te simți în siguranță. Când pe alături se află un rinocer, el iubește să distrugă automobilele turiștilor. Lovitura lui poate sparge geamurile și îndoi metalul. Un mascul adult poate chiar să întoarcă o mașină și să o rostogolească ca și cum n-ar cântări nimic. Desigur că arma lui principală este cornul lung și ascuțit, care poate crește până la 1,5 metri. El este foarte ascuțit uneori și se curbează în spate, ceea ce îi face tactica de atac terifiantă. Rinocerul intenționat țintește cu vârful cornul în burta sau gâtul inamicului, apoi lovește de jos în sus și trage capul spre sine. Acest corn nu este făcut din os, ci din materialul care stă la baza unghiilor și a părului, keratina. Teoretic, așa prădători puternici precum leii pot să prezinte o amenințare pentru rinoceri, dar doar pentru unul tânăr sau rănit și doar în cazul în care este atacat de un grup întreg de lei. Iată un caz care arată eficacitatea armurii rinocerului. Un grup de lei tineri puternici, dar fără experiență, l-a observat pe acest rinocer. El făcea o baie de noroi. Prădătorii au decis că în fața lor se află prada. Rinocerul nu încearcă să fugă pentru că știe că leii nu reprezintă pentru el nicio amenințare. Când rinocerul a început să iasă calm din mlaștină, leii au încercat să-l atace și și-au înțeles greșeala imediat. Pe armura rinocerului n-a rămas nici urmă de gheare. În schimb, acesta i-a alungat în câteva secunde pe lei. Putem spune că au fost norocoși să rămână în viață. Încă un caz care demonstrează cât de rigidă e pielea acestui animal. Un rinocer tânăr a speriat o girafă din întâmplare. Lovitura copitei unei girafe e destul de puternică pentru a sparge craniul unui leu adult, doar că pentru rinocer e doar o mică palmă peste față. Ascultați încă o dată acest sunet.
Cel mai impresionant și brutal arată luptele rinocerelor cu alții din categoria grea, de exemplu cu hipopotamul. Acest grăsan nu e iubitorul păcii, chiar dacă pielea lui este netedă, e foarte groasă și rezistentă. Nu cedează în fața armurii rinocerului. Colții lungi sunt ca niște săbii. Hipopotamii sunt niște animale teritoriale care urăsc concurenții. Rinocerul se deosebește prin agresivitate și încearcă să răspundă cu lovitură la lovitură. De la coleziunea acestor titani se cutremură pământul, literalmente. Cât rinocerul încearcă să dea lovitura fatală în gâtul inamicului, hipopotamul țintește cu colții capul adversarului. Să prezici rezultatul acestei lupte nu e deloc ușor. Rinocerul nu e genul de luptător care îl lasă cu ușurință pe inamicul învins. El va încerca să-l calce în picioare, să-l lovească cu cornul din nou și din nou, încercând să-i provoace cât mai multe răni. Iată cine într-adevăr întrece măsurile autoapărării necesare. Dar nimeni nu se apucă să explice asta animalului care e în criză de nervi. În perioada de împerechere se luptă adesea unul cu altul și o fac până la urmă. Bătăliile acestor monștri cu coarne, deși arată epic și brutal, pot fi grațioase. Pare că e o luptă de scrimă. Fiecare dintre masculi încearcă să străpungă în zonele slabe armurii din partea din față. Rinocerii trăiesc în grupuri de familie nu prea mari. Capul familiei este femela. Da, matriarhat. În afară de femele există adolescenți și pui. Uneori li se permite să se alăture grupului masculilor bătrâni, cărora le este greu să se protejeze de prădători. Masculii tineri însă trăiesc singuri. Lor oricum n-are de ce să le fie teamă, în afară de alți masculi. Da, rivalitatea e la ei în sânge. Rinocerelor nu le este frică nici de luptele cu elefanții adulți. Da, un elefant poate ajunge la 4 metri înălțime și 8 în lungime. Greutatea ajunge la 6-7 tone. E o altă categorie de greutate. Poate, dar rinocerul n-are treabă. Lupta acestor giganți este de neuitat. Chiar dacă rinocerul este inferior inamicului, are avantaj în tactică. Gâtul elefantului este vulnerabil pentru lovitura de sus în jos. Din altă parte, colții lui și puterea pot să îmblânzească cel mai înrăit luptător. Deși avantajul în lupta acestor doi adulți va fi de partea elefantului să supraviețuiește atacului acestui gigant 1-1 și încă să ripostezi, e o faptă într-adevăr eroică. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți voi despre rinoceri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!